Pregătește ca un pro pentru o nouă sesiune de gaming. Descoperă aparatele Philips OneBlade și beneficiază de 30% reducere folosind codul LECTURA30 urmând linkul din descriere. Salutare, oameni, un băieți, fete și ce o să mai fi voi? Bine v-am găsit la un episod din seria noastră de GTA Online, aici împreună cu Bercea și cu Sebi. Poate să fiu Pavel Bartoș. Da. Astăzi, după cum ați văzut în titlu, bă, Smiley, ce ai bucur, bă, Smiley? Lasă-l în pace. Dă-i pe Pavel cu capul de bă, da, astăzi... nu, da, eu ar trebui să fiu Smiley, că eu am nasul. Taci, mă, din gură, că tu ești burtos ca Bartoș, asta-i cu minte. Da, astăzi, după cum, Bartos, după cum ați văzut în titlu, facem România au talent pe GTA 5. Și o să vă spun așa rapid cât de rapid putem ca să nu facem intro-urile ca sălbaticul, cum o să ruleze acest episod. La modul că fiecare dintre noi o să-și facă talentul, cum ar veni, și ceilalți o să jurizeze. Numai că juriu nu o să fim noi, ci juriu o să fiți chiar voi și o să trebuiască să votați în secțiunea de comentarii ce număr vi s-a părut cel mai spectaculos, cel mai talentat. Fiecare are un număr de făcut pe care și l-a ales singur înainte de acest episod. Domnul Bercea. Lasă-mă pe mine să-mi prezint numărul. Păi da, întâi sălbaticul. Sălbaticule, te rugăm, spune-ne ce vrei să faci astăzi pentru audiență. Eu vreau să vă impresionez cu talentele mele de a deschide parașuta și să aterizez fix pe stâlpul ăla de telegraf sau ce mama lui este de la Ciliad. Știu că data trecută mi-a mers extraordinar de bine și aș vrea să... Și pentru asta, de ce ai nevoie? Spune-mi la dispoziție orice, spune-mi ce ai nevoie. Am nevoie de voi să-mi luați un avion, un elicopter din ăla și să mă duceți acolo sus. Ok, hai vină după noi. Noi o să fim martori. Doamnelor și domnilor! Cetățe mari am. Cum ne vedem când trecea la strada, îl calcă mașina. Bă, dar de ce mă urc eu? Păi nu știu de ce te urcași tu, că asta mă întrebam și eu. Stai că mă urc eu. Hai. Sălbaticul o să filmeze el însuși numărul său. Acolo, când ajungem. Și o să fie filmarea direct de la el, ca să vedeți direct de la sursă, mult mai bine. Să știți că pentru a avea, cum se numește... Aoleu, gafle, dar nu să știi, păi și tu ceva de like-uri, nimic. A, da! Da, bravo, mă! Eu zic că episodul ăsta merită peste 12.000 de like-uri, da, pentru că o să fie un episod foarte, foarte mișto și super interesant. Dacă vă plac astfel de idei, like, acolo pentru like va arăta susținerea, pentru că la comentarii va trebui să votați cine a câștigat. Da, deci vreau să votați, deci, de exemplu, ziceți, scurt și la obiect. Da. Votez Bercea, votez... Sălbaticul, votez electoratul, deci asta va fi. Exact. Votul, dacă știi? Doriți, puteți la mine să apăsați și Golden Buzzer, nu-i problemă. Golden Buzzer, îl trimiteți direct în finală. Și fiți atenți, atenție. Deci, o să fie trei comentarii. Vot electoratul, vot Sebi și vot ăștia. Comentariul cu cel mai multe like-uri va câștiga. Și dacă un comentariu va strânge peste 1000 de like-uri, va lua Golden Button. Wow. Deci fii atent, știi cum facem? Cel mai bine ne comentăm noi. Vot electoratul eu, Bercea vot Bercea, păi și Sebi vot Sebi. Păi da, și vă fixez comentariile. Da, bravo. Și ei dau like. Și apeși like. Bine, puteți lăsa și voi comentariul vostru, da. Eu pot spune că vă pup pe toți în cioacă. Da, voi puteți să comentați să ziceți, bă, mie mi-a plăcut ăla, dar îți dai like la ce a plăcut. Și comentariul cu peste 1000 de like-uri, dar nu. Păi dacă ne comentăm noi direct, trebuie să așa, peste 5000 de like-uri. 5000 de like-uri, peste 5000. Golden Buzzer. Ia zi, Salvaticule, pe care asta vrei tu să aterizezi? Pe asta de aici, hai. Ah, pe asta de aici, ok, scuză-mă. Ești talentat rău, tu! Bă, da, să-mi spuneți de pe ce îmi deschideam parașuta, că eram de pe click. De pe click. A, click. E bine că se pricepe la talente, bă. Da, pune și filmarea. Eu? Acum. Salutare, fraților, bine ați găsit! Ce faci, mă, bă, stai cu cuvinte. Împărni filmarea. Intră în film, în ăsta. Intră în, da, în feeling. Bă, dar dacă doriți... Bă, ce e în dreapta jos? Unde? Bă, să vezi că ăsta vrea să te... cum se numește? La corp. Gata, poți să sari, hai. Gata? Hai. Da. 3, 2, 1. Bă, așa. Nici mai știa să mai sari. Stai că nu mai știu să bă, vezi că-mi curici, Liadu. Pe cât pariem că nu nimerește? Nu nimerește. Garantez că pariez pe ce vrei tu. Bă, mi-aș spune și mașina, mă. Bă, dar unde e ăsta? Și nevasta. Și nevasta? Da. Păi nu ești însurat, frate. Da. Aaa, ăla deja se strică. No, stai, deci ești prost. Ia. Atențiune, și numărul de Marex. Da. Băi! Aoleu!
Ăsta e, cum îl chema pe ăla, mă? Nimerisem. Ăla de venea mereu la umor, mă. De-l dădeau ăștia afară. Bă, dar nimerisem, bă. Gică, cum îl chema, mă? Nu știu. Mă, ce făcuși? Era ăla care sărea în piscină. Mă, unde ești? Eu? Cine? Ah, Grasul. Nu, stai aici. Bă, nu ieși, bă, nu ieși. Nu se pune. Dar ăla de sărea în piscină, mă, cum îl chema, mă? Ia, uite. Cătălin Talent. Nu Cătălin Talent, mă. Nu mai știu cum îl chema. Ia, uite aici, jos. Bă, Grasul, strici. Bă, băieți. Hai, să vadă că fain. E greu să trezezi. Păi a fost fain, nici altă dată. Nu înțeleg de ce îți lași tu un challenge așa greu, că pentru tine deschisul parașută e... Bă, dar puteam, bă, dar aterizeasem, bă, dar aterizeai pe lărași. Bă, cu tot ce am... Merg din punctul A în punctul B cu mașina fără să o robesc. Să-l vadă, ia-ți Hydra. Mi-a visperat un număr de mare risc. Dă-ți comandă de Hydra, că s-ar putea să o dai aici, jos, Grasule. No, de aici. Bă, de unde? Sau, hai, de aici. Atențiune, atențiune! Numărul meu se prinde astfel. Bercea, uraganul. Sunt mai rapid ca viteza. Pot să pilotez un avion militar cu o singură mână și legat la ochi. Ia leagă-te, mă, la ochi, dacă tot te lauzi. Cam exagerai, da. Hai, leagă-te, mă, nu mă interesează, frate, te lauzi. Te legi la ochi. Dar stai așa, că unde era? Plane. Hydra. Ia vezi. Gata, aici. Aici jos? Uite aici, da. Atenție. Vreau să merg cu el spre oraș, bine, că eu ajung imediat. Și o să trec cu el prin toate podurile, O să vedeți cel mai riscat număr de pilotaj aici, sub ochii lui Mihai Petre. Bă, dar unde e Hydra? Aici, uite-l. Sări. Vezi să nu cazi pe el. Sări. Salut. Da. Te rog eu să-l sabotezi. Cu ce să-l sabotezi, mă? Nu, îl sabotez. De ce, bă? Lăsăm omul să-și facă numărul, nu poți să-l sabotezi. Ce, bă? Pe mine nu mă sabotează. Cu ce te sabotează, bă? Ăsta-i talentul lui. Lasă să-și facă talentul. Ia uite, handicapatul. Ce făcut? Sări din avion. V-a plăcut, fraților, lăsați like. Ia să vedem, Grasule, porneșteți filmarea. Bă, ia, bă, și pe mine, ce faci? Grasule, porneșteți filmarea. Băieți, atențiune, atențiune, suntem la bordul lui Bercea 400. Bercea 300 doar ce a murit în episodul trecut. Atențiune! Cei bolnavi cu sala să părăsească inima. Hai. Și ne-am lansat. Unde e asta, mă, că nu-l văd? Nici nu-l văd, se ridică prea sus. Au ce fuge, bă. Fuge, care cu ce? Uite, bă, ce zboară. Ia uite, cu capul în jos. Ma, gata, pun pariu că ceas, mamă, dar cum a făcut asta? Atenție, ia uitați cum zbor. Cu capul în jos, bam. E mare talent ăsta, mă. Bă, Grasule, te pricep, bă, gata, că gata. Fă-mi o inimă în aer. Trecem aici, pe sub acest pod. Atențiune. Grasule, aici să-mi bagi muzică cu suspans. Dar este prea ușor pentru tânărul Bercea. Ia să vedem. Tânărul Bercea. Marele pilot. Acolo că mai e un pod mai încoa, bă, dacă zbor prin valea asta, bă. Da? A, prin vale? Prin valea asta. Da, prin vale. Gata, tati. Hai să zicem pentru toată. Ia uite, alt pod. Atenție, o să fie din ce în ce mai greu. Nu oricine poate să facă treaba asta. Bă, dați-vă că dau în voi. Televiziunile sper că sunt cu ochii pe mine. Wow. Ia uite. Wow, Grasule. Al pod aici. Dacă trec și pe sub ăsta. Ia uite-l, mă. Wow. Dă-te, bă, încolo cum trec. Am avem frun pod pe aici, bă, sub ăsta n-am nicio șansă. Bă, păi și Andrew reușit, bă, ce înseamnă că el e talentat. Păi lasă, bă, că cu avionul e mai greu. Da, da. De ce? Păi ăsta ia viteză. Al pod aici, a? Avem pod aici? Fii atent, dacă trec pe sub ăsta, am dat și-a urma toată viața. Da, na. Bă, nu-l păsui, nu-l păsui de aici, mă. Leșir, bă. Pe sub care trec cu vârstă și trec, mă. Bă, sub ăsta de aici, dar e greu, bă, n-ai ce, e prea mic. Da, asta nu costă. Tașca, muri și noi. Apa nu. E la ăla. Da, bă, dar cu avionul ce vorbești? Băieți, acesta a fost numărul meu. Votați acum în direct la 888 textul Bercea. Bă, pune că poate dau mesaj, bă. Bă, nu dați mesaj că eu glumesc. Bă, strici elicopterul. Aoleu, fugiți. Dă încolo că eu acum trebuie să-mi iau motocicleta, băieți. Așa, ia să vedem, bă, numărul lui Grasu. Stai așa că trebuie să ies din asociație, să intru în asociația cu motociclete.
Motorcycle. Nu vă mai omorâți între voi, uai de mine. Păi eu te omor. Nu bani la... vezi că eu și așa n-am deci, sracu, fiți atenți. Atențiune, atențiune, toată națiunea. Lecturatul, zis brontozaurul, astăzi vă va arăta un număr de talente. Ce vrei, mă? Paleolitic. Ce are ăla, mă? Vreau și o introducere din asta. Păi de ce nu s-a făcut? Și acum, sălbaticul, supranumit, fraierul. Sfarmăbuci. Bă, mă lăsați să-mi fac talentul. Hai zi, zi. Ia fă-ți, mă, talentul. Deci, astăzi o să fiți martori la cel mai tare număr cascadoricesc realizat de chiar de... O să discară pe vecie. Realizat chiar de însuși lecturatul. Și anume, o să merg pe o singură roată cât de mult pot, inclusiv intrând și ieșind din baza militară. Urați-mi succes, băieți. Mai și, mult intrând, că ieșim mai și puțin. Și fie ca cel mai bun dintre noi să câștige. Bă, da, era o motocicletă care stătea foarte mult pe o rată, nu știu care era. Nu e asta, oricum. Hai. O să încerc cât de mult pot să stau pe o rată cu asta, dar nu prea. Dar nu prea reușește. Era una care stătea pe o rată și nu cred că era asta. A, merge și asta pe o rată, da. Gen, când iau viraje e mai greu. Bă, dar vezi că vin acolo baza militară. Bă, da. E pe aici, oricum, trebuia să iau pe un drum mai drept. Bă, băieți, promite că de-aia, mă, când merge lui să fie mai bun, pentru că au o să fac eu introducere. Au tea, ce mă duc pe roată. Au tea! Fiți atenți că challenge-ul abia adevărat, abia acum începe, când intru în baza militară. Atenție, băieți, atenție! Omoară-l, bă! Atențiune! Bă, nu trageți după mine! Eu văd că are două. Că sunt artificii! Au tea! Gata, băieți, stați să mă duc pe pistă. Gata. Bă! Artificii! Cade pe... Mamă, ce mai vează când nu ia viraje. Când sunt pe o roată. Mă pun aici. Lasă-vă, drept, mă. Gata, bă, hai! Mana. Pe o roată prin baza militară! Jos în șoimul zburător! Atențiune, bă, atențiune! Aolea, ce trage ăștia în mine! Ce face, mă? Trage. Bă, dacă o iau în față, poate... Pot să sar aici, peste baza militară. Ia să vedem. Dacă grasule, cumva... du-te și tu, grasule! Nu. Acesta a fost numărul, dragii teleascultători. Bă, crezi că găsești niște rampe, da, din ălea. Realizați că dacă era realizație până acum, mureau trei proști. Bă, da, nu e bine, că crezi că sunt rampe din ălea cum sunt pe aeroport, să sar peste ele. Bă, tu, clar. Au un avion de luptă, mie. Nu, că la mine nu e bine ceva aici, nu, lăsați-mă un pic în pace, vă rog. Ia, tași că... Vă rog! Ce, bă, noi am usurat două șanse, tu ai două vieți! De vingător. Bă, nu e și cascadoria, bă! Bă, parcă era un bază militară de la peste care puteai să sari. Da. Nu mi-am inteles. Păi sunt, dar nu spre ieșire. A, nu spre ieșire? A, bă, fraților, gata, asta a fost România au talent, da? Lasă-mă, imediat, te rog! A fost o bine, problemă. Mi se șoptește în cască că trebuie să intrăm în putere. Aplauze, vă rog. Ba, da, nu mai, gata, asta a fost, băieți. Aplauze, vă rog. Și votați în comentarii. Ăsta a fost talentul meu. Ba, piciorul. Votați în secțiunea de comentarii care a avut cel mai bun talent. Care a fost cel mai talentat dintre noi. Uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Și noi, desigur, o să ne vedem în episodul de data viitoare. Pa, pa.